Doamnelor, domnilor, nu o să vă vină să credeți, dar și rețeta din emisiunea asta e una foarte simplă. Pe bune că e una foarte simplă, ingredientele super puține. O pulpă de vițel, câteva fire de sparanghel, sare, piper, oaie de măsline, unt. Astea împreună o să formeze niște rulouri din vițel, respectiv baia în care se vor scălda ele 4 minute pe foc iute. 4, poate 5, dar nu mai mult de 5 sub nicio formă. Garnitura de adevăratele, adică și un pic de amidon în viața omului, 3 cartofi pe care îi pun la fiert în coajă, în apă cu sare. Îi scot de acolo, curăț coaja, atorn peste ei un pic de smântână dulce, adaug niște smântână acră, din nou sare, piper, un făcăleț sau ceva ce-o fi pe acolo. Și am încheiat povestea, asta e cina de azi. Hai să vedem cum se face.